Salutare dragi oameni, la un nou video pe canal. Astăzi la fel o să vedem care trebuie cu noi evenimente și încercăm să spargem diamante. Să luăm și noi de acolo de la Winter Party skin-ul pe AUG și multe alte chestii. Deci înainte să înceapă videoclipul, puteți dați un like acolo, dacă sunteți noi, puteți să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți notificare atunci când postez. Dați un follow pe Instagram la alex.15, aveți link în descriere de la Instagram meu oficial. Dacă vreți să vă bag diamante cu PaySave, aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram în descriere. Iar dacă vreți să deveniți membrii oficiali ai canalului, o puteți face la fel prin descriere sau simplu apăsați pe butonul de alătură-te, iar eu o să vă dau la prieten pe Free Fire. Deci cam asta a fost treaba și cu introducerea videoclipului ăsta. Deci hai să începem aici frumos, avem 400 de diamante, fiindcă avem un nou top-up, un mini top-up, să zic așa, cu bonus de diamante. Dacă băgăm 200, o să mai luăm plus 200 bonus. Și mi se pare că am luat din top-up-ul ăla cu sniper-ul. Da, mă băieți, am luat... Mai trebuie să bag 500 de diamante ca să iau și ăsta. Dar nu știu ce să zic, nu cred că s-ar merita. Am luat aparent backpack-ul ăsta, Mystic Fox. Hai să vedem cum arată, dăm aici frumos la collection și backpack. Sincer am uitat că e top-up-ul ăsta, mai mult am băgat 200 de... Lol, de unde am pe ăsta? Mai mult am băgat 200 de diamante pentru bonus, dar level 1 arată cam așa, level 2 așa și level 3 așa, da? Deci Mystic Fox are legătură cu Elite PS-ul ăla, cu vulpi. Aștept și părerea în comentarii, dacă l-ați luat sau nu. Bun, mă băieți, iar acum, stai, vreau să văd dacă mai am ceva de deschis, dacă am păstrat niște creituri. Hai că am păstrat, dacă e, luăm aici frumos. Mulțumesc, Garna. Bun, și am văzut că avem ceva eveniment nou, dacă dăm aici la Winter, o să avem ceva de... A, dar mie cred că nu mai arată. Avem ceva, era ceva de rezervat. Îți rezervă, aici, pe register. Ok, deci când o să se bage new patch, noul update, să zic așa, din Free Fire, puteți să vă rezervați aici etichetele și o să le primiți. Și hai să vedem chiar când o să fie update, mă băiți, da? Deci mai avem aici Gold Royale care ține 6 zile. Deci asta înseamnă că în 6 zile o să avem update pe Free Fire, nou update. Bun, aici avem un Inter așa frumos, am mai trecut prin evenimentele astea. Avem un mod de joc care s-a deschis pe 30 ianuarie, Chosen One, hai să vedem dacă s-a deschis. Da, s-a deschis. Select Chosen One, ok. Și cam asta este modul de joc, mă băieți, nu o să mă joc aici, dar vedeți cât ține. Și o să se mai bage aici frumos un ganking, adică s-a băgat, ce prost îs. Bun, dar am luat aici, astea le-am deschis, o să iau și parașita mâine. Aici aparent am luat asta, mă băieți, am luat casca asta și papucii și o să urmeze și eu și topul și pantalonii și după... acum putem să luăm tigaia asta, mă băieți, da? Deci jucăm 7 meciuri și o să luăm această tigaie gratis. Puteți să faceți voi din momentul de față. Intrăm la Winter Party, după mai avem un Mystery Crate. Dar vreau să văd aici la Winter Party dacă am noroc și iau și eu ultimul bănuț, să zic așa, ultimul blueprint, ultimul pistol, cum vreți să ziceți. Hai să vedem aici câte diamante am dat. Deci am dat 79, știi că am dat peste 1500 aici și nu am luat nimic. Așa că hai să începem aici, poate avem noroc și luăm un pistol. Am luat un room. Da, mersi mult, Garena, pentru room. Bun, hai să mai dăm încă 79. Și hai că am luat, dacă e. Mai dăm încă 79. Am luat, dacă e. Încă 79. Am luat, da. Și mai dau aici, bă, să dau la eventul ăsta sau să dau la evenimentul ălalt. Nu mai știu, dar hai să dau aici 72 de gemuri. Asta e. Da, mi-a dat pistolul, mersi mult, Garena. Dăm aici frumos la Volt. Hai să deschidem și noi creiturile astea. Mamă, deci avem ceva creituri. Bine, prima dată vreau să le deschid pe astea. Bun. Deschidem și pe astea. Dăm aici frumos. Aici pe Moco. Cam asta e treaba, să deschidem pe acau ăsta. Aici am de din asta, fiindcă l-am permanente. Ăsta l-am permanent de MP40. Star Generalul, hai să deschidem aici două cutii pe Star General. 6 zile VSS. Star ar fi destul de fain să-l iau, 3-4 zile.
AK-urile astea cu 2 damage, Caro mă interesează mai mult. Da, am dat și Car dacă e. Scaro, mi se pare că, da, Scaro-l aveam. Shotgun-ul ăsta l-am. Hai să dăm aici frumos open și aici, bă, dacă îmi dă, nu știu, Dragunov-ul. Vându-i magazin pe Dragunov. Da, hai că mi-a dat. Bun, mă, băieții. Deci cam asta e treaba aici și... hai să vedem dacă mai avem ceva unde să cheltuim diamante. Două gace. Da, avem un nou pre-order, mă, băieții. Care este ăsta? Hai să dăm aici frumos. 1600 de diamante, acest pre-order. Și dacă îl cumpărăm o să avem această placă exclusivă. Și cam așa arată. Bă, e destul de făinuță, dar după părerea mea e prea complexă. Da, deci e prea complicată acest server, această placă. Hai să dăm costumele din Elite Pass. Deci ăsta o să fie costum pe băiat. Bă, ce-i costam o vere? Zici că e vrăjitor din ăla. Avem talisman pe el, avem nebunii chestii. Aștept și pe răvăzut documentare, by the way. Totuși, arată nașpa. Sincer, îmi place doar efectul ăsta de pe spate, dar bluza e prea complexă la față, da? Și hairstyle-ul e un hairstyle destul de decent. Hai să dăm aici pe fată, poate... Da, poate nu, poate nu. Hairstyle-ul nu-mi place, topul ăsta nu-mi place, e prea complicat. Fusta nici atât, papoce nici atât, deci super gana, faceți niște elite pe suri. Super blana, rău. Da, și avem și aici 30% reducere la pre-order, bun. Hai să vedem aici, mă, băieții, la pe 90, nu la pe 90, la Mystery Crate, fiindcă avem un nou eveniment care se numește Mystery Crate. Choose your own rate to win the grand prize. Știu că au mai fost evenimente de genul. Și am dat și eu aici 2 spinuțe, nu mai am picat nimic. Hai să dăm la prize pool, deci avem aceste 5 costume, ăsta, tryharder și ăsta, da? Și puteți primiți cât chestiile astea de aici, da? Dacă dați spinuri. Și grand prize-urile sunt astea 5 costume, deci dați aici frumos, aveți o șansă de 5% să vă pice, măriți, aveți o șansă de 10%, 15%, 25% și o șansă de 50% să luați un costum, adică 435 de diamante, dar minimul este de 30 de diamante. Totuși, aici cu, gen, dacă vă muriți șansa 20, 25, 30, dați mai multe diamante, dar evident că o să aveți o șansă mai mare să vă pice costumele astea și, da, hai să vedem câte spinuri chiar am dat. Da, am dat 2 spinuri și am dat crate-urile alea, bun. Aștept și prăvați să cum uitare despre evenimentele astea. Iar acum o să încerc și eu să dau 7 meciulețe și... Să iau și eu skin-ul ăsta pe tigaie, mă, băiții, hai să vedem aici cum arată. Să iau și eu skin-ul ăsta pe tigaie să vedem cum arată în lobby, da? Deci revenim după 7 meciuri. Bun, deci am revenit aici frumos, după cele 7 meciuri date, hai să luăm și noi aceste chestii. Luăm aici 2 fulgi din ăștia și luăm primele astea, luăm aici un Diamond Royal, voucher, această grenadă, luăm aici skip, o vedem imediat, și această tigaie, blana oro, mă, băiții. Frumos. Dar înainte să le vedem, hai să dăm și noi tichetul la Diamond Royal. Poate luăm ceva bun. Dăm și noi aici ceva epic. Și uite că am luat ce nu aveam. Deci nice, n-am ce zic. Mai aici două chestii, 1, 2, 3 și cu 2, 5 chestii pe care nu le am, da? În afară de cele două costume. Hai să dăm aici frumos la Volt. Să vedem ce chestii a luat. Aoleu. Aoleu. Stai. Unde-i părul ăla? Bun. Și să vedem să vedem ce grenadă am luat, mă, băieții, plus tigai, da? Dăm aici frumos la grenăz. Mai avem asta petarda. Hai să vedem cum arată. Bam, petarda frumos. Și am făcut și noi 19 grenăzi aici frumos, dar nu știu unde e. Uite asta, da? Ice bomb. Hai să dăm aici ce efect are. Mai blanau decât petarda, o luăm aici frumos. Și hai să vedem tigăița, mă, băieții, deci vedeți ce tigăi am, cam 9 tigăi aparent. Și preferata mea era asta sau asta, da, fiindcă e simplă, nu prea îmi plac mie astea cu efecte, dar asta uite că îmi place, da. Dăm aici frumos show in lobby, aștept și părerea voastră în comentarii. Bă, arată destul de bine cel. Hai să punem și noi aici frumos la pet, punem ăsta. Și acum să arate mai bine cel. Hai că
totuși, arată de ce, mă, băieții, chiar e foarte faină de gaia. Aștept și pe noastră comentarii, nu cred că o să mai dau un meci la Clay Squad, fiindcă sunt foarte obosit și nu o să fac prea multe, dar vă anunț că din luna februarie fratele vostru MCX o să posteze zilnic, deci așteptați acolo frumos luna februarie. Bun, mă, băieții, și cam asta a fost treaba. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Mulțumesc membrilor canalului pentru susținere. Follow pe Instagram, aveți link în descriere. Eu am fost Alex și, ca de obicei, noi ne vedem data viitoare.